Premierul Victor Ponta face declarații. Dori să transmit tuturor oaspeților noștri din Statele Unite ale Americii, din România și celor din regiune care vor fi mâine alături de noi la această importantă conferință un mesaj de bun venit și plăcerea și mândria pe care o avem de a găzdui această întâlnire. Lunea dimineață este întotdeauna cea mai dificil sau cel mai dificil moment pentru a porni o acțiune. Sper totuși ca să putem să avem și destulă cafea și intervenții suficient de interesante pentru a începe cu dreptul această conferință atât de importantă. Și cu câteva minute înainte îi spuneam lui Bruce că sper să găsească România nu doar în cel mai frumos moment, primăvară, totul verde, dar și într-un moment în care relațiile noastre și parteneriatul strategic sunt într-adevăr la un nivel pe care foarte greu sau foarte puțin îl preconizau în urmă cu ceva ani. Așa încât vreau să mulțumesc tuturor organizatorilor și să spun că în urmă doar cu 3 luni, cred, mă aflam la Washington, în biroul doamnei secretara comerțului, doamna Pritzker, împreună cu domnul Bruce Andrews, cu câțiva dintre cei prezenți aici, și discutam despre această inițiativă de a avea la București o conferință, în primul rând, bilaterală, Statele Unite ale Americii, România, dar și regională, pe un subiect, nici nu pot să-i spun important, pot să spun esențial, fără de care viața noastră de zi cu zi este imposibil de imaginat în acest moment. Pentru că vorbeam despre relațiile politice dintre Statele Unite ale Americii și România, despre cele militare, despre cele economice și toate depind, absolut toate, fără niciun fel de excepție, de capacitatea noastră de a asigura ca tehnologiile privind comunicația, folosirea datelor, softurile, să fie tehnologii sigure și capacitatea noastră de a rezista la ceea ce în acest moment este cu siguranță cel mai dificil și mai complicat război pe care îl avem de dat, și anume sau de purtat, acel la de a ne proteja în ceea ce privește datele și tehnologia de comunicații. Cyber security privește viața de zi cu zi a fiecărei țări și a fiecărui cetățean din țările noastre. Și când spun de zi cu zi, mă refer 24 de ore pe zi, 7 zile din 7, atunci când orice fel de sistem, fie el militar, fie civil, fie de business, se află cu adevărat sub amenințarea unor atacuri, sub amenințarea unor proceduri ilegale pe care noi, cei prezenți aici, trebuie să știm să le prevenim, să le contracarăm și să le limităm pagubele atunci când acestea se realizează. Este o realitate a zilei și a momentului în care trăim. Nimeni nu-și mai poate imagina în acest moment omenirea și societatea noastră fără securitatea comunicațiilor și a tehnologiei informației. Toți depindem zi de zi, ceas de ceas, de acest lucru și cred că atenția pe care parteneriatul nostru o acordă acestui sector este binevenită și este extrem de necesară. Vreau să spun că pentru România este o mare oportunitate de a dezvolta acest domeniu, cyber security, împreună cu Statele Unite ale Americii, cu siguranță țara cea mai avansată în acest domeniu, și să dovedim că putem fi, nu doar pe plan național, dar pe plan regional, un lider în acest domeniu atât de special și atât de important. Suntem și putem fi în continuare un lider, în primul rând pentru că România are o bogăție naturală imposibil de contestat sau imposibil de construit în alt fel. Și această bogăție naturală o reprezintă capacitatea
în special a tinerilor noștri, a tuturor celor care lucrează în acest domeniu, capacitatea acestora de a reuși, atât în instituții publice, în companii private, să fie inventivi, să creeze, să anticipeze și să fie eficienți în ceea ce înseamnă o lume atât de deschisă și în același timp atât de fragilă. Pe baza acestei bogății naturale, pe baza colaborării pe care o avem la nivel politic, instituțional, dar și la nivelul afacerilor private, parteneriatul între Statele Unite și România s-a dezvoltat deja și trebuie să se dezvolte în continuare în acest domeniu și conferința de astăzi are rolul de a pune la oaltă nu doar reprezentanții oficiali și încă o dată vreau să-l rog pe domnul Andrew să transmită doamnei secretar Pritzker mulțumirile pentru sprijinul acordat organizării acestei conferințe și mai ales pentru tot ceea ce am dezvoltat în ultimii ani, Action Plan 1, care a fost deja realizat, suntem la al doilea plan de acțiune, elemente concrete care țin de colaborarea noastră în acest domeniu și în general în domeniul business-ului. România are un potențial uriaș, încă cu largi perspective pentru viitor, o legislație care stimulează investițiile în zona privată, care sprijină, și asta vă spun eu că știu bine, ca instituțiile noastre responsabile să aibă la dispoziție resursele financiare, umane și tehnologice necesare, nu doar pentru a apăra societatea românească, dar pentru a ne exercita un rol regional care ne-a fost încredințat, atât din punct de vedere militar, cât și din punct de vedere civil și instituțional. Putem să dezvoltăm cu reprezentanții companiilor care fac parte din delegația care ne vizitează un parteneriat business to business, un parteneriat privat care va beneficia prin creare de locuri de muncă, prin creare de noi tehnologii, prin capacitatea de a fi întotdeauna cu un pas înaintea celor care folosesc lumea virtuală pentru scopuri ilegale, ilicite, sau care pun în pericol. Da, a fost premierul Victor Ponta la summitul pentru securitate cibernetică ce se desfășoară în aceste zile la București. Spunea premierul Victor Ponta că siguranța cibernetică privește viața de zi cu zi a fiecărui cetățean, asta cu atât mai mult cu cât există această posibilitate a unor atacuri cibernetice.